Da, ce aș putea să spun? În primul rând vreau să-i felicit pe băieți pentru sacrificiul de care au dat dovadă astăzi și în condițiile unui teren destul de greu. Nu știu, pentru preocuparea pe care au avut-o pe parcursul întregii partide să respecte planul tactic și tot ce stabilisem împreună. În rest, cred că a fost o primă repriză în care noi am avut ocazii foarte clare. E adevărat, am reușit să marcăm, dar am și avut, cred că, trei ocazii monumentale din care mai puteam să înscriem. Cred că două ocazii a avut Florian Camberi și una Ștefanovici. Din păcate n-am reușit să facem diferența în acele momente. După aceea, în repriza a doua, și condițiile terenului au fost destul de dificile și noi, stafful, ne-am confruntat cu o problemă, pentru că Todorovski a acuzat niște probleme medicale la pauza meciului, a zis că mai poate să joace în continuare. Cred că ar fi trebuit să facem schimbarea la pauza jocului. Am sperat că el va putea să continue, din păcate pentru noi n-a reușit să mai joace în continuare și ne-am dezechilibrat puțin în unele momente. Craiova a creat o presiune prin calitatea jucătorilor pe care îi are, dar am fost inspirați pentru că am blocat acolo în suprafața de pedeapsă, am blocat câteva mingi care puteau să scuture plasa. În rest, iar la fel, cred că a fost un moment cheie și la penaltiul pe care l-a ratat Mitriță. Acum n-am apucat să revăd fazele respective, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo. Ca după aceea, pe final, iar la fel să avem câteva situații clare de a marca și dintr-una dintre ele reușim să și înscriem. Încă o dată, jos pălăria pentru băieți, pentru modul în care s-au bătut pentru fiecare minge astăzi, din primul minut și până la ultimul fluier al arbitrului. Este un rezultat care ne responsabilizează și pe viitor, pentru că este un rezultat pozitiv, dar constanța în rezultate este foarte importantă în campionat și cred că fiecare antrenor își dorește să lege rezultate pozitive. Să știți că după ultimul fluier de la jocul de astăzi, gândul fiecărui antrenor și gândul meu, bineînțeles, este la următorul joc pe care îl disputăm la Arad cu UTA. Ce reprezintă această victorie, mai ales că vine la primul joc al noului staff tehnic și după o înfrângere dureroasă? Da, cred că în primul rând mai puțin contează pentru staff, că noi suntem obișnuiți și cu momente pozitive și cu momente negative. Încercăm să le gestionăm de fiecare dată, dar cred că este foarte important pentru băieți, pentru că, de exemplu, în prima repriză, atunci când terenul a fost ok, cred că din punct de vedere defensiv au făcut un joc fără greșeală, pentru că nici nu știu, nu mi-aduc aminte în prima repriză Craiova să fie avut vreo ocazie. Deci e foarte important pentru ei, pentru moralul lor, pentru încrederea lor. Această victorie trebuie să ne dea și echilibru de care vorbeam înainte de meci, pentru că nu trebuie să facem bineînțeles, se bucură, e normal, este un rezultat pozitiv, poate pentru multă lume un rezultat surprinzător, cred. Dar în rest trebuie să conștientizăm că este un campionat foarte dificil și fiecare joc trebuie tratat din punct de vedere al atitudinii și al agresivității, exact cum au tratat jocul de astăzi.
Despre spectatori, ce se poate spune? Peste 3.000 de oameni au înfruntat ploaia, această vreme teribilă. I-ați auzit, i-ați simțit? I-am simțit tot timpul. Au contat foarte mult pentru noi, pentru jucători și pentru noi, pentru staff. Pentru că, pur și simplu, ne-au dat acel suport, acel elan de care cred că fiecare dintre noi are nevoie. Vreau să le mulțumesc și în numele echipei pe această cale, au fost fantastici, exact cum spuneați și dumneavoastră, în condițiile din seara asta, probabil că multă lume și-ar fi dorit să stea în fața televizorului și să urmărească partida, dar mă bucur că au venit, au fost lângă noi, ne-au susținut de o manieră entuziasmantă și merită felicitări. La fel cum merită și băieții. Mulțumim.